Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Haideți să ne învoim, ne ridicăm în picioare, citim câteva versete din cartea prorocului Isaia de la capitolul 58, începând cu versetul 3, pagina în Biblie 728. Isaia 58:3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua apostolului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe esimbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă cerovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceasta, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și pe cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutățe, desnoadă legăturile robie, dă drumul celor apăsați și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihătnirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu dedidul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Amin. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Mă bucur de prezența dumneavoastră în seara aceasta, văd o mare afluență de frați, surori, ascultători și mă întrebam, o fi vreo legătură între prezența dumneavoastră și tema predicii din seara aceasta? Oare așa de mulți vor să postească și s-au arătat interesați de învățătura aceasta? Pentru că în seara aceasta mi-a fost recomandat să vorbesc ceva despre post, vă avertizez din capul locului, nu am taine deosebite, n-am făcut decât mi-am aruncat Scriptura în grabă, ochii peste Scriptură și vă voi spune în seara aceasta câteva lucruri pe care sunt ferm convins că voi le știți. Dar Apostolul spunea, mie nu mi-e greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă sunt de folos. Atunci când e vorba să intrăm în această slujbă duhovnicească, care este postul, vreau să vă spun că toate slujbele duhovnicești care le facem noi în adunare sunt și cu participarea fire a trupului nostru. Noi trăim în carne, în firea pământească, scrie acolo undeva în Biblie, cu un asterisc, cu o trimitere jos. Dacă noi cântăm, facem o lucrare duhovnicească, cântăm slavă lui Dumnezeu, dar cântăm cu gura, cu trupul. Trupul nostru e implicat în lucrarea de laudă la Dumnezeu. Când noi cercetăm Scriptura, cercetarea, asta e o lucrare duhovnicească, dar o citim cu ochii, cu trupul nostru, cu mintea noastră. Când noi ne rugăm, facem o lucrare duhovnicească, dar participă trupul nostru. Când noi postim, tot așa, facem o lucrare duhovnicească, dar trebuie să o facem și cu trupul nostru. Ei bine, din toate aceste lucrări, cred că cea mai puțin plăcută firii este postul. Și dacă ar fi să o luăm o ierarhie, ce nu place firii, cred că în primul rând e postul, în al doilea rând e rugăciunea, apoi urmează celelalte. Deci postul, lucrarea aceasta, ce înseamnă de fapt post? Și cineva spunea, vezi că predici în Grecia și Biblia e scrisă în greacă și nu-i foarte clar nouă ce înseamnă post. A posti înseamnă a te opri de la ceva, a te înfrâna, a avea o reținere. Și unii spun, poți să postești de la mâncare, poți să postești, spunea, de la somn, de la vorbe sau de la altele. Eu mi-am propus în seara aceasta să vorbesc numai despre postul acesta alimentar, înfrânarea, oprirea de la mâncare.
câteva tipuri de post, voi vorbi numai cu ce arată Sfânta Scriptură, cu versete din Scriptură, câteva tipuri de post pe care le întâlnim în Biblie. Am făcut o clasificare a acestor tipuri de post și prima dată am luat-o după alimentație. Și când vorbim despre aceste tipuri de post cu acest criteriu, regimul alimentar, vom întâlni post în care unii se înfrânează de la anumite mâncăruri, nu de la toate. Este ceea ce în lumea ortodoxă se numește a nu mânca de fruct. În postul mare, postul mic, postul Sfintelor Marii și alte posturi de peste an, ei postesc, adică se înfrânează de la anumite mâncăruri numai. Mâncăruri care au o proveniență animală, atât. De la cele vegetale, nu. O rădăcină este undeva acestui tip de post în cartea lui Daniel, când tinerii aceia, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, au fost duși, pus la masa împăratului și Biblia spune că tinerii aceștia n-au vrut să se spurce cu mâncările de la masa împăratului și cu vinul care le era oferit și au spus, nouă dă-ne numai verdețuri. Familul care avea grijă de ei le-a spus, eu mă tem numai ca nu cumva fața voastră să fie posomorâtă, să arătați mai rău, mă tem de împăratul. Și Daniel spune, pune la încercare 10 zile. Daniel, Hanania, Mișael, Azaria au mâncat, ei mâncau în fiecare zi, dar numai anumite tipuri de mâncare, ei se hrăneau cu verdețuri. Și după 10 zile spune Scriptura că erau mai frumoși ca ceilalți. Deci dacă cineva dorește să fie frumos, îi recomandăm hrana vegetală, da? Cărnurile oricum îmbătrânesc. Pavel spunea într-un cuvânt așa, nu-i bine să bem vin și să mâncăm carne. Scrie în Biblie. Apoi noi vin nu bem, dar carne cât mâncăm. Ei bine, există un astfel tip de post, înfrânarea de la anumite alimente. Un al doilea tip de post, cunoscut în lumea religioasă ca post negru, este o înfrânare totală de la orice fel de aliment și de la apă. În Sfânta Scriptură întâlnim mai multe cazuri, dau numai exemplu din Iona capitolul 3, versetul 5, când Iona face acea vestire, anunță prăpădul cetății și de la împărat până la ultimul om și dobitoacele, spune că au vestit un post, n-au mâncat, n-au băut apă. La fel și în cazul Esterei și multe alte locuri, este acel post negru. Nu mănânci nimic și nu bei apă deloc. Din deduceri unii, au mai găsit un al treilea fel de post și ne trimite cu gândul la postul pe care l-a ținut Domnul Iisus în Matei, în capitolul 4, unde spune că Duhul l-a dus în pustie, unde n-am mâncat nimic timp de 40 de zile. Acolo nu specifică că n-am mâncat și n-am băut apă. N-am mâncat nimic timp de 40 de zile. Asta lasă loc la o interpretare că de fapt el n-ar fi mâncat, dar ar fi băut apă. Cineva, un frate, îmi spunea, măi, să nu-l faci pe Hristos mai slab ca pe Moise, ca pe Ilie, că ăștia au postit 40 de zile fără să mănânce și fără să bea apă. Am spus, nu-l fac eu. Există aceste cuvinte scrise în Scriptură și la urmă spune, la urmă a flămânzit. Nu vorbește nimic de însetare. Când a venit vrășmașul ca să-l ispitească, nu a venit cu un pahar de apă, ci a venit cu o piatră zicându-i, poruncește să se facă pâine. Ispitirea a fost tot în domeniul acela a flămânzirii sale. Despre lucrurile acestea, dacă ne ajută Domnul, vorbim un pic mai târziu. Trecem la a doua clasificare, când vorbim de tipuri de post. Deci acum am spus, post, înfrânare de la anumite mâncări, înfrânare totală de la mâncare și apă și unii acordă o facilitate și o să vedem de ce, unora, când pot să se înfrâneze de la mâncare, dar să bea puțină apă. Mergem la următorul tip de post, eu vorbesc cu ce arată Scriptura. Următorul tip de post, am spus noi, după perioada în care noi postim. Și întâlnim acolo, post de o zi, din Judecători, capitolul 20, versetul 26.
ei au postit, n-au mâncat și n-au băut nimic până seara, când era un război cu seminția lui Beniamin. Există postul de 3 zile, îl întâlnim în cazul lui Estera, da? În capitolul 4, cu versetul 17 acolo, 3 zile nu mânca și nu bea apă nimic, postiți împreună cu mine ca să pot intra la împăratul. Există postul de 7 zile, din 1 Cronici 10 cu 12, când au luat de pe zidurile Betșemen trupul lui Saul și l-au îngropat, spune că oamenii aceștia au postit 7 zile. Există postul de 40 de zile, Ilie, Moise și Domnul Iisus. Aceștia au postit câte 40 de zile. Aici mai este o remarcă de făcut. În bisericile noastre se practică un post numit jertfă necurmată. Adică se asigură o continuitate mai mare în timp, acoperită de întreaga biserică cu zile de post. Ca un lanț, așa, azi postesc eu, mâine postești tu, poi mâine postești celălalt și există o continuitate. Există asta în slujirea de la templu, am întâlnit-o. În lauda Domnului am întâlnit-o și se practică și în bisericile noastre și eu spun că e bună. Vă dau un caz. Noi eram o biserică numeroasă în vremea lui Ceaușescu. Fratele Ieremia cu fratele Găitan, în mod special fratele Ieremia de la noi, presbituri biserice, au fost de nenumărate ori la primărie ca să ne dea o autorizație de mărire a construcției. Era o adunare mică, broboade de sudoare cădeau, pereții curgea apă, noi spuneam copiii lăsați acasă, stam și pe hol, stam și pe la geamuri și nu era voie să mărești casa de adunare în vremea lui Ceaușescu. De câte ori mergea fratele nostru, presbiturul de atunci la primărie, era un primar, un activist de partid foarte sever, un ateu, convins, și îl scotea afară de fiecare dată. Imaginați un om bătrân la 60 de ani, sau cât avea el atunci, spunea, ieși afară, dacă aș avea o pușcă, eu v-aș împușca pe toți pocăiți, nu mai am picior de pocăiți în sat. Ne-am sfătuit ce să facem. Și au spus frații noștri mai în vârstă, măi, fraților, n-avem nicio șansă. Se face reclamație la partid, n-avea nicio șansă. Atunci am spus, haide să postim toată biserica, nu ca să-i pedepsească Dumnezeu, să ne dea autorizație. Și am postit aproape 2 ani de zile jertfă necurmată. Familii, bătrâni, copii, fiecare la rând, un an și ceva. S-a întâmplat că după un an și ceva, primarul din sat, care acum are 80 și ceva de ani și trăiește, care era primar de 10 de ani, a primit un control de la București. L-a găsit în neregulă, în ziua aceea l-a dat afară și ca să nu-l lasă fără servici, l-a pus încărcător la mașina CAP-ului, să încarce saci în mașină. Așa au găsit ei. A doua zi, secretarul comunii, un om împotrivitor tare, îl chema croitor, ca și pe mine, că sunt mulți croitori, a venit la birou, a băut cafeaua, a pus capul pe birou. Când a venit funcționarul de acolo, domnul secretar, el era mort cu capul pe birou. Noi n-am postit ca să-i omoare Dumnezeu, nu. Noi am avut o jertfă necurmată, un an și jumate, aproape 2 ani, cu copii, cu bătrâni, ca să ne dea autorizație. Când a fost numit un alt primar, fratele nostru Ieremia s-a fost la primărie. Domnul primar, am vrea să facem și noi o clădire, așa că suntem mulți. Și secretarul care e și vecin, e secretar și în ziua de azi, a spus, bădiță Ioane, noi nu vă facem niciun rău. Uite, noi ne luptăm la partid și ne-a dat într-o săptămână autorizație, a venit primarul și ne-a trasat acolo perimetrul care să ne lărgim și la plecare a spus, nu vă țineți de perimetrul ăsta, faceți adunare cât vă trebuie, ce știți când mai aveți ocazia. Deci Dumnezeu a băgat groaza în oamenii ăștia, tot satul știa, dar nu de ce i-am postit noi. Există și un post rău, există un post rău. Izabela, când voia să ia ogorul în Nabot, a spus, vestiți un post, chemați 2 oameni de nimic și puneți-l în fața acestor martiri și omorâți-l. Când am fost prima dată în Grecia,
Câțiva frați aveau o problemă cu mine în biserică. Eu eram aici, frații mi-au făcut o călătorie în Patmos. Când eram în Patmos, mă sună nevasta: măi, dragul, și ai grijă de tine, uite fratele cu tare, și i-a spus numele, m-a oprit așa, mi-a spus: unde-i Dragoș? Păi dus în Grecia, e Grecia? Noi avem 40 de zile de când postim să iese Dumnezeu înainte. Eu și cu un frate. Și îmi spune: ai grijă ce faci pe acolo. Eu n-am avut nimic. Nevastă mea, ne-am căsătorit din dragoste, s-a îmbolnăvit și a dat telefon: măi, de postul era împotriva mea, deci te îmbolnăvești tu. Scoală, deci du-te la treabă, că nu se întâmplă nimica. Și omul acela acum e în pământ, nu avem voie să postim ca Dumnezeu să pedepsească pe cineva. Ăsta nu-i postul plăcut mie de aici, din Isaia. Revin la clasificarea acestor tipuri de posturi și am spus: după regimul alimentar, după perioada, după lungimea în timp a postului, și mai avem o clasificare, și nu știu cum să îi spun eu la clasificarea asta, după regimul alimentar, după timpul care-i făcut și îi spunem după participare, după numărul celor care participă. Aici întâlnim, și cred că e bine exprimarea, întâlnim post individual, ca și Domnul, ca și David, ca și alții, sunt posturi a unor grupuri, și aminteam grupul de 1 Cronii 10 cu 12, care poate fi o familie. Câteodată sunt familii care postim, azi postește familia noastră, sau să se unească mai multe familii. Există postul a unor cetăți, aminteam din 1 Împărați, capitolul 21, sunt posturi când e chemat tot poporul. Isaia 36 cu 9, de exemplu. Toată națiunea e chemată la un post. Acum, aici în Atena, mie mi se pare că e chemat tot poporul la post. Așa-i? Probabil va fi o jertfă necurmată, și când vorbim de perioada de timp, e bine de știut că la evrei postul se practica pe timp de 24 de ore, de la sfințitul soarelui și până la sfințitul soarelui. Îi bine să fie această continuitate. La noi îmi povestea un frate, trăiește, zice: frate Dragoș, noi ne-am legat 7 frați ca să postim pentru o problemă în adunare. Și ne-am hotărât să ținem post negru, era vara, era cald, eu am mers la cosit, spunea el. Și am cosit până după amiază și n-am mai putut. Așa mi-era de sete, de nu mai puteam, îmi ardea gâtul, nu mai puteam. Și mă înduș și am băut un pic de apă. S-a terminat, dar a doua zi când s-a adunat la rugăciune seara, un frate zice: frate, am avut o vedenie. Am văzut un lanț cu 7 verigi care trebuia să strâng așa ceva în adunare, să adune poporul. Și cum a strâns lanțul acela, o verigă s-a rupt și lanțul s-a desfăcut. Și îmi spune fratele Zalifti, că de el e vorba, cei care îl știu, și că m-a ridicat plângând, a spus: fraților, la mine s-a rupt lanțul. N-am mai putut în ziua aceea să postez. De vedeți dumneavoastră, hotărârile acestea care le luăm noi sunt consemnate și la Dumnezeu. Acum tu când trebuie să postești o zi, fă cumva să o poți posti. Vă mai spun un secret. Înainte de a intra în post, trebuie o pregătire. Și după ce ai ieșit din post, trebuie iarăși o pregătire. Firii noastre nu-i place postul. Și vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Eram hotărât să iau mâine o zi de post. Și într-o după-amiază, când trebuia la sfințitul soarelui să mănânc, am mâncat bine. Am prăjit niște cărnați, am mâncat, așa zic să am, pe mâine, ca să nu fie greu pe mâine după-amiază. Și m-am culcat. Doamne, toată noaptea o sete, l-a apucat de noapte, m-am sculat, am băut apă, am spus: Doamne, pui mâine postul, că acum am băut prea multă apă. Dragii mei, când intrați în zi de post, pregătiți-vă cu mâncare puțină, nu cu mâncare multă. Cu mâncare puțină, cu mâncare ușoară, cu acele zarzavaturi care nu cer apă. Că dacă eu mănânc bine ca să am până mâine seară, se întâmplă ce mi s-a întâmplat și mie. Când ieșiți din post, mai ales după un post lung, nu mâncați îmbelșugat. Sunt frați care au postit 3 zile, 7 zile și chiar mai mult. La noi sunt frați. După un post de zilele acestea, nu mâncați din abundență, că e îmbolnăvire, mănânci ușor. Așa e pregătirea pentru post. Știți cum se face cu postul, că unii se chinuiesc? Spune despre ucenicii lui Ioan,
În Marcu, în Evanghelia pe Marcu, că obișnuiau să postească des. Postul e o deprindere, dragul meu. Postul e o deprindere. Eu am avut perioade când posteam 2-3 zile pe săptămână fără probleme și am avut perioade când n-am mai putut posti. Știți de ce? Că nu ai pierdut deprinderea, nu mai ești obișnuit cu postul. Dacă te obișnuiești cu postul, vei ține ușor o zi de post. Aici undeva la noi, în aparatul digestiv, este o supapă de aceea care dă senzația de săturație. Cu cât mâncăm mai mult și mai abundent, cu atât aparatul nostru digestiv se dilată și are nevoie de mai multă hrană. Spune în Scriptură că mâncați și nu vă săturați. Nu există acea senzație de săturație. Pentru aceasta, unii fac operație la stomac. Își pun un inel, de fapt știi ce face? Stomacul mai mic, mănânc un pic și-i sătun. Mi-aduc aminte, eram la Părtești, la o noapte de veghe și-o cântat-o frate o cântare, un bun cântăreț din gura cu mornul. Și după ce-o cântat acolo sunt oameni tare, așa pe poziție, mi-o zic că fraților, când avem musafiri, unul întreabă dacă ai televizor, unul întreabă câți copii ai, unul întreabă dacă porți în el, unul... Frate, eu pe matale te întreb numai un lucru, câte kilograme ai? Și el spune, frate, am 89. Anul trecut, pe vremea asta, aveam 180. Am cu un kilogram mai puțin de jumătate. Eu l-am întrebat că știam, acum nu recunoșteam. Și am vorbit în particular cu el și am spus, frate, cum ai făcut? Măi, am fost în America, mi-am făcut o operație, mi-am pus în el. Niciodată nu eram sătun. Stam odată la Părtești, la masă, era și fratele Viorel Candreanu și patronul unui local pe nume Pascaru și spune, fraților, în vara asta, eu am slăbit anul ăsta 40 și ceva de kilograme. Mi-a spus, frate, dar cum ai făcut? Nu, frate, că era prieten, da? Obișnuit cu pocăința. M-am hotărât să mănânc în timp din ce în ce mai puțin. Și așa cum spuneam eu în prima seară, să nu mă scol sătul de la masă. Și tot mâncând mai puțin, aparatul ăsta digestiv, stomacul și toate se strâmtează și la un moment dat slăbești fără să-ți dai seama. Zic, eu mănânc de toate, dar mănânc mai puțin. Și întotdeauna să am o senzație de foame. Și în vreme, aparatul digestiv se calibrează așa. Deci revenim la posturile acestea. După regimul alimentar, după timp, după numărul de participanți. Și acum am vrea să trecem un pic la un alt punct, la motivația postului. De fapt, de ce postim noi? Și vorbesc potrivit cu Sfânta Scriptură. Întâlnim în Scriptură că oamenii au postit implorând prin aceasta, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Cartea Cronici, capitolul 20, versetul 3, spune că au venit o armată mare împotriva lui Iosafat și în versetul 3 spune, Iosafat, în spaima lui, a vestit o zi de post și a chemat pe toți oamenii la luptă. S-a apropiat și l-a căutat pe Domnul. Deci când venea o armată vrășmașă, el avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și o spun, ca să dobândesc ajutorul lui Dumnezeu, e bine să am o zi de post. În Ezra, capitolul 8, versetul 21, spune, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerenie ca Dumnezeu să fie cu noi în călătoria noastră. Mi-era rușine să cer ostraj împăratului, că ți-am zis că mâna bună a Dumnezeului nostru va fi cu noi. Un post de smerenie ca Dumnezeu să-i ajute în călătorie. Pentru ce postim noi? Când avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru ce mai postim noi? Când vrem să cerem iertare de la Dumnezeu și anularea unei pedepse. Timp de o zi a intrat Iona, prorocul, în cetatea Ninive și a avut un mesaj scurt. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Oamenii aceia au crezut pe Dumnezeu. Au vestit un post de la oameni la dobitoace, lucrul acesta a fost auzit de împăratul, s-a dat jos de pe tronul lui, s-a îmbrăcat într-un sac și a postit și el pentru ca Dumnezeu să ierte, pentru ca Dumnezeu să le anuleze această pedeapsă care le era prescrisă lor. Și Dumnezeu a iertat în vremea aceea cetatea Ninive.
De aceea postim, ca Dumnezeu să ne ierte de păcatele noastre, de trecutul nostru. Dumnezeu să nu ne pedepsească, să o îndepărteze. Un alt post este postul de smerenie. Și de acolo, de la râul Ahava, dar și din 1 Împărați, capitolul 21, versetul 27. Vine Ilie și vestește o pedeapsă groaznică pentru împăratul Ahab, cel mai idolatru dintre toți. Când aude împăratul pedeapsa care o merită și care îl așteaptă, s-a dezbrăcat de mantia lui, s-a îmbrăcat cu sac și cenușă și a vestit un post înaintea lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu a ținut cont de lucrul acesta? Dumnezeu a ținut cont de lucrul acesta și a spus: ai văzut pe Ahab cum s-a smerit? Pentru că s-a smerit așa, toate lucrurile pe care le-am vestit nu s-au întâmplat în timpul vieții lui, ci acelor ce urmează după el. Pentru ce mai postim noi? Este tocmai ceea ce fratele Dănuțe mi-a arătat aici, câteva motive ale postului. Pentru investirea în lucrare, pentru trimiterea în lucrare. Și asta vreau chiar să citesc în cuvântul Domnului, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, spune așa: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte, versetul 3, atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Avem ordinare de păstor, ordinare de diacon. E o slujbă deosebită, aștept să fiu invitat. Eu am fost la multe ordinări. Nu țin minte să fi postit eu vreodată. Mă gândesc că postește ăia care s-a ordinat, nu? Care primesc investirea. Ei, aici nu era așa. Aici au postit apostoli, au postit frați, după ce au postit ei și au pus mâinile peste oameni și i-au trimis în lucrare. Mergem în Fapte, în capitolul 14, versetul 23, spune așa: au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Investirea în lucrare se făcea cu punerea mâinilor, cu rugăciune și cu post. La toate cererile dumneavoastră intră în categoria asta aici. Lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea cu copii, descoperirea darului duhovnicesc. Asta e o lucrare specială în care postul bisericii ajută foarte, foarte mult. Mai este o motivație și aici aș vrea să mă fac înțeles. Pentru a dobândi autoritate în lumea duhurilor. Rețineți, ca să dobândești autoritate în lumea duhurilor, trebuie să fii îndeletnicit cu postul și cu rugăciunea. Acest soi de dragi, spunea Domnul Iisus în Matei 17, nu ies decât cu rugăciune și cu post. Ca să explicăm asta, așa doctrinar, teologic, am vorbit că omul este o trinitate, joi seara, da? 1 Tesaloniceni 5:23. Și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru. Noi avem deși partea omului din lăuntru, Pavel spune omul de afară și omul dinăuntru, 2 Corinteni 4:16, da? Ei, firea luptă împotriva Duhului, Duhul luptă împotriva firii. Între acestea două e un război permanent. Care-i mai tare, acela câștigă. Când noi postim, de fapt, înfrânăm trupul nostru și dăm voie părții duhovnicesc să crească. Asta e explicația. Deci când noi postim o zi, postim două, postim trei, trupul nostru slăbește, puterea omului de afară slăbește și automat omul din lăuntru are câștig. Ei, de aceea aici ni se cere să fim foarte hotărâți. Diavolul nu vrea post. Și Biblia spune, împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Noi avem excepții de la zilele de post. Și am spus, dacă o femeie e însărcinată, domnule, nu poate posti în zi, are sarcină, are probleme, să postească cât poate. Dacă cineva spunea că e bolnav de rinichi și are nevoie de o mare cantitate de apă să circule prin el, să postească și să bea apă. Dar nu facem din asta o lege generală. Că dacă ar fi după înlesnirile acestea și eu am ceva și nu pot ține postul negru
Și mie mi-ar trebui măcar să mieste gumă, m-a întrebat, dar de mieste ca gumă-i voie? Dar ce caută gumă dacă postești? Dar de băut apă-i voie? Deci interesul meu, fraților, este ca omul de afară să fie mai slab și omul din lăuntru să fie mai tare. Noi când postim, nu postim pentru Dumnezeu. Nu putem avea pretenții, emite pretenții ca fariseul, eu postez de două ori pe săptămână. Hai să citim, dacă vreți, în Zaharia, în capitolul 7, ce spune acolo Domnul, la unii care am întrebat dacă mai trebuie să postim. Și spune așa, au trimis pe cineva să întrebe pe preoții din casa Domnului, oștiri și pe proroci, trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez, adică să postez, cum am făcut atâția ani? Și cuvântul Domnului spune așa, spune la tot poporul țării și preoților, când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acești 70 de ani, oare pentru mine ați postit voi? Și când mâncați și beți, nu sunteți voi cei ce mâncați și beți? Fraților, dorința de post întotdeauna pleacă de la om. Foarte rar de la Dumnezeu, ca în Ioel 2:12, dar chiar acum zice Domnul, întorceți-vă cu post. Dorința de a posti pleacă de la noi. Eu câteodată aud câte o prorocie și mă întreb dacă nu e chiar o îndrăzneală. Așa vorbește Domnul, ia două zile de post. Foarte rar în Scriptură, nici nu se dă numărul de zile niciodată în toată Scriptura. În Ioniel, Domnul cheamă la post și la rugăciune. Mi se pare câteodată ori o descoperire a prorocului, ori o îndrăzneală a prorocului. Vine cu trei zile de post. Păi vine la o soră în vârstă și bolnavă, ia trei zile de post. Și eu mă gândesc, oare vrea Dumnezeu o să lește pe femeia asta care merge în cârjă să mai țină trei zile de post, să nu fie o îndrăzneală a prorocului? Dorința de post întotdeauna aparține nouă și folosul totdeauna îl tragem noi. Noi nu postim, întreabă Dumnezeu, ce dacă postiți? Pentru mine postiți? Pentru voi ați postit, spune Domnul. Și când mâncați și beți, nu pentru voi mâncați și beți? Deci, dorința de a posti aparține nouă, dar aici trebuie o mare luptă. De aceea eu recomand tuturora, în cadrul bisericii noastre recomandat și practicăm de regulă postul negru pentru cei care pot, încă eu aș spune și pentru cei care nu pot, să nu mănânce și să nu bea apă. Pentru că în momentul când vrei să postești, și diavolul vine. Am întâlnit frați, surori care nu pot posti. Spune, domnule, cum numai mi-am propus să postez și deja așa mă doare capul. Vezi câte o soră, cât o pândește soarele legată cu două baticuri la cap, dar ce ai soră, știi, sunt post și nu mai asfințești soarele astea. Așa de greu duce o zi de post. Aici și diavolul intervine. Biblia spune, împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Povestea fratele Cătuna de la Ileanda, că frații din Ileanda erau la cules de struguri, plecați la lucru. Și erau într-o zi de post, în două zi de post, erau flămânzi și struguri erau grozav de frumoși. Și îți venea să-i mănânci. Și îmi spunea fratele Cătuna, am văzut un frate care nu mai putea răbda. Și-a luat un strugure și cu gura închisă s-a frecat pe la gură, a spus, na, uite așa ea, nu-ți dau să văd, ai să mori. Și spune, măi, mi-a rămas în amintire hotărârea acelui frate. S-a frecat, nu-ți dau să văd, ai să mori. Deci când postim, ne trebuie o hotărâre, nu o înlesnire. Fraților, postim, așa ca băiețul Cornel Bârsan. O să tăticul azi postește și el, după ce mâncăm, venim și noi să postim. Așa, asta nu-i post. Când te hotărăști la post, trebuie o hotărâre fermă și o atitudine frumoasă. Fratele Berge de la Bistrița ne povestea că în vremea tinerețe, fratele Gheorghe Lazar făcea de regulă post cu tineri, post de trei zile. Era un fost conac boieresc undeva, o casă părăsită, și ei se adunau acolo și posteau trei zile, fără să mănânce, fără să bea apă, în cercetarea Scripturilor, și îmi spunea fratele Berge, măi, am fost și eu la posturile astea și eram tineri. Și în prima zi de post mai scăpa câte unul o glumă, câte unul râdea tare. Și fratele Gheorghe Lazar spunea, măi, nu e frumos în zi de post să râdem, să glumim, mai bine cercetăm, ne rugăm. Și trecea așa a doua zi, spunea a doua zi spre seară și a treia zi repeta fratele Gheorghe Lazar, măi, frate, dacă cineva vrea să râde, noi nu-l oprim?
Dacă vrea să spună o glumă și dacă îi vine a râde, e liber să râdă. Dar a treia zi nu mai râdea nimeni, că nu-ți mai venea să râzi. De multe ori noi cu o zi de post numai îl întărătăm pe diavolul, știi? Numai îl întărătăm pe diavolul și atunci, da, dacă se întâmplă așa, ea mai e încă o zi, mai e încă o zi și ai să vezi că ai biruință. Noi trebuie să ne îndeletnicim cu postul. Deci postul, motivația lui să căpătăm o autoritate în lumea duhovnicească, am explicat. Prin înfrânarea trupului, prin slăbirea trupului, crește omul din lăuntru. Mai este o implicare pe care nu pot să o explic. Nu pot. În ziua când te hotărăști la post pentru ceva, toată lumea întunericului se tulbură. Îmi spune, povestea cineva că era un frate cu probleme și trei frați s-au hotărât pentru el ca să postească. Dar nu a apucat să postească când omul ăla demonizat a venit pe la ei și a spus, ce, voi vreți să postiți, să mă scoteți pe mine? Încă nu era postul făcut și duhurile acestea deja s-au tulburat. Postul însoțit de mărturisire are o mare putere. Undeva lângă Agrișul Mare, la Dud, pe acolo, în Arad, un frate avea o problemă mare, mi-a povestit om de acolo, frate din biserică. Avea o mare problemă, era demonizat și au plecat trei frați, s-au unit mai multe biserici. Au luat trei frați cu autoritate ca să plece în rugăciune. Oamenii ăștia au postit, s-au rugat și când au ajuns la poarta casei, au ieșit omul ăla în prag. Și au spus, tu vii să mă scoți pe mine? Tu ai făcut așa, 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 așa? Și ăla s-a oprit, era drept. Că diavolul știe tot ce am făcut. Următorii doi au mers și îl ia pe al doilea. Tu vii la mine, tu ai făcut așa, așa, așa și pe la jumătate curtea s-a oprit și al doilea. Și al treilea mergea. Și spune omul, și tu ai făcut, dar tu te-ai mărturisit și nu mai am nicio putere. Omul s-a dus și s-a rugat și a fost eliberat. Deci postul și mărturisirea, poate ajungem să explicăm asta, are o mare putere. Niște frați din Botoșani, Culiță Onofrei, Gelu Ranga, Panait Luca și alții, au fost trimiși de Duhul Sfânt în orășelul Pâncota din Arad, unde un fost proroc, din pricina păcatului, era cuprins de duhuri necurate. Tulbura adunarea, familia, totul. Și le-a spus Duhul Sfânt, pregătiți-vă pentru lupta cu acel duh. Îmi spunea mie fratele Gelu Ranga, luni de zile, nu știu cât mi-a spus el, parcă 9 luni de zile, fiecare acasă la el se trezea dimineața la 2 și până la ora 5 sta 3 ore în rugăciune. De la 2 dimineața până la 5, 3 ore de rugăciune. Iar vinerea se întâlneau toți de la ora 2 la ora 5 dimineața. Toți 7 împreună. Pe când erau la rugăciune și aveau planificat să plece la Pâncota, a ieșit o lucrare și a spus așa, mâine o căpetenie puternică va veni de la Arad să lupte cu voi. Fratele Culiță Onofrei era cizmar, un cizmar de lux. I-a adus o cocoană, o pereche de cizme scumpe, el l-a pus la încălzit pe un reșou, uitat și-o ars cizmele. Un alt frate sta în stația de tramvai, aștepta tramvaiul. O trecut o cisternă din asta care căra laptele. Și capacul ăla de sus s-a desprins, a venit cu viteză asupra lui și abia o sărit în sus, s-a izbit în perete de o sărit în cuiala. Un alt frate alta. Postul nostru are influență în lumea duhurilor. Ca să capiți autoritate împotriva duhurilor necurate, trebuie să fii îndeletnicit cu postul. Domnul Iisus spunea, repet, acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și cu post. Dumnezeu să ne ajute să postim, fraților. Mai există și postul acela de mulțumire. Nu avem cuvânt în Scriptură să practică la noi. Când noi, de foarte multe ori, toată biserica, nu de mult, am avut cu toată adunarea, dimineață până seara, cu copii, cu tot, un post de mulțumire. În Rătăuț, fratele Beraru, tatăl lui Titi Beraru, văzând că erau probleme în oraș, probleme mari în adunare, s-a hotărât el singur să țină 40 de zile de post pentru biserică. Nu a spus la nimeni. Și-a postit, mânca seara puțin sau la 2 zile câte puțin. Când era la 21 de zile, au venit niște musafiri din Suedia. Un frate din Suedia predica Evanghelia cu putere, cineva îl traducea
Și fratele a început să predice, să predice și translatorul a spus, nu mai înțeleg. Fratele de fapt vorbea în alte limbi, după care o strigat în limba română. Am primit jertfa ta, bărbatule, ajunge 21 de zile. Și a început să predice în suedeză mai departe. Nimeni nu știa secretul, numai fratele Beraru, el era în cauză. Fratele s-a dus acasă și a spus, măi, Dumnezeu a primit jertfa, va lucra, dar eu i-am promis 40 de zile. De acum încolo, zilele cele până la 40 să fie ca o mulțumire. Și-a postit 40 de zile. Când o încheia ziua de post a 40, a venit un proroc și a spus, pentru că te-ai ținut de hotărârea ta și mi-ai mulțumit în felul acesta, iată ce voi face în orașul acesta. Și tot ce-a prorocit Dumnezeu, totul s-a împlinit. De aceea, dragii mei, postul are o mare putere în lumea duhurilor. Încă aș putea să vă spun mai multe, nu știu dacă ați participat dumneavoastră la eliberări de demoni. Nu știu ce legătură este în stomac și duhul necurat. De regulă există acea senzație de vomă. Înainte de un om a fi eliberat, el dă afară din el totul. Nu știu să vă explic. Experiența pe care am întâlnit-o mă face să vă spun lucrurile acestea. Un om cu stomacul plin n-are nici har la predică, nici la rugăciune. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne îndeleșnicim cu postul și rugăciunea. Amin? Aș vrea în scurt că cineva spunea, măi, care e diferența între post și greva foamei? În momentul când eu sunt răutăcios, nu mă înțeleg cu Dan și postim amândoi și venim amândoi după amvon, spunea, măi, voi faceți greva foamei, voi nu postiți, măi. Și acum spune aici în Isaia, iată postul plăcut mie. Ca postul să fie plăcut, el trebuie să fie asociat cu câteva alte lucruri. 1. Ioel 2:12. Cu un regret. În ziua în care eu postez, eu regret faptele mele. Îmi pare rău de ce am făcut și caut să îndrept. Postul să fie plăcut, citim dacă vreți în Neemia, în capitolul 9, și cuvântul Domnului spune așa. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțându-le de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Versetul 1 spune că au venit presărați în țărână pentru ținerea unui post. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeul lor a patra parte din zi și alta parte a patra din zi și au mărturisit păcatele în ziua de post. Postul este bine să fie asociat cu mărturisirea păcatelor. Frate, de luni mai postim amândoi, dar eu nu te pot vedea pe tine, să știi. Și atunci, în ziua postului, nu stau numai flămând. Îi spun, omule, uite ce am cu tine, uite mărturisirea mea și relațiile acestea se leagă din nou. Numai dacă postim, dar nu ne mărturisim păcatele, îndurăm o zi că-i rândul meu, m-am trecut aici pe o foaie și o-i stai eu 24 de ore, dar păcatele nu le spun la nimeni, regret nu este, acela nu-i un post plăcut Domnului și nici mare câștig nu ai, decât cel care îi spuneam, înfrânarea trupului. Postul trebuie întotdeauna asociat cu mărturisirea păcatelor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Postul spuneam că trebuie întotdeauna asociat cu rugăciunea. Acest soi de dragi nu iese decât cu rugăciune și post. Eu recomand tuturora, în măsura posibilităților, în ziua postului, stai în părtășie cu frații. În ziua postului, stai în rugăciune cât mai mult. Câteodată ni se impune de la servici. În rândul meu să postez și mă duc la servici. Câte ispite, câte lupte, câte probleme, dar postul trebuie asociat cu un regret, cu o mărturisire a păcatelor, postul trebuie asociat cu rugăciunea, postul trebuie asociat, cum spune 1 Samuel, capitolul 7, atunci au vestit un post acolo la Mitzva și Samuel le-a zis, dacă vreți să vă apropiați de Dumnezeu, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. În ziua în care postești, fă-ți un bilanț, care-s dumnezeii străini care i-am eu? Și aminteam joi seara de câțiva dumnezei, poate ai în casa ta lucruri care nu se cuvine să le aibă un pocăit. Despre evrei spunea, oamenii aceștia își poartă idole în inima lor. Poate ai în inima ta idol care nu au ce căuta. În ziua postului, încearcă să dea afară toți acești dumnezei străini și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, frate. Deci iată că postul trebuie asociat cu
rugăciune, trebuie asociat cu o curățenie, trebuie asociat, cum spune în Isaia 58, cu binefacerea. Iată postul plăcut mie și cu aceasta închei. În ziua postului, desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robie, dă drumul celui apăsat, ad în casa ta pe cel flămând, acoperă pe cel care-i gol, atunci lumina ta va străluci. Fraților, cu mâncarea, cu banii aceia din ziua de post, dă-i la careva, fii milos și desnodați legăturile astea răutățe, lanțurile acestea ale robie, vă țineți legat în cuget unul pe altfel, o familie împotriva altei familii, nu ajunge să postești. Ce? Asta îmi place mie, să-ți plece omul în jos capul ca un pipirig, să se chinuiască o zi cu ce l-a ajuns pe Dumnezeu. În ziua apostolul tău, înnoadă legătură de prietenie, legătura duhovnicească, fă mărturisirea, iată ce am omul împotriva ta, iată ce am soră împotriva ta, de aceea postim. Și postul nostru să fie asociat cu binefacerea, cu dărnicia și Dumnezeu să primească postul nostru. Amin? Rămân aceste cuvinte, știu, nu v-am spus nimic nou, nu v-am spus nimic nou, am vrut doar în mintea noastră să fie clar o clasificare a postului, după regimul alimentar, după timp și după numărul de participanți. Am vrut să arătăm câteva motivații pentru ce postim, am vrut să arătăm câteva asocieri, cum trebuie să fie, cu ce să fie asociat postul, și am amintit lucrurile acestea. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să postim, amin? Știți cât mai postim? Au venit ucenicii la Ioan, lui Ioan, la Domnul Iisus și au spus, dar uite, ucenicii lui Ioan postesc și voi nu postiți. Și spune Domnul așa, poate oare nunta să se postească când e mirile cu ei? Va veni o vreme când mirile va pleca și atunci vor posti. Noi trăim vremea când mirile au plecat, așa-i? Acum mirile nostru e plecat și noi postim aici în Atena. Și postim, știți, până când? Când va reveni mirile nostru. Și când va reveni mirele nostru, nu merge în cer să postim. Când va veni mirele nostru, El ne va așeza la masă, ne va încinge, ne va servi. Până atunci postim, ne rugăm, ne pocăim ca să ajungem acolo. Amin.